Cât timp înainte sau după cină sau zi de post te poți împreuna cu soțul și cu soția? Este o întrebare foarte pertinentă. A întrebat fratele Mircea, pentru că fiecare biserică poate are o rânduială. Eu vă spun acum ce este biblic și cum spuneam și aseară, eram întrebat despre aspectul cu barba, cum stă problema cu barba. Dragii mei, după Sfânta Scriptură, barba nu este un păcat. Deci n-ai verset pe care să condamni. Ei aveau barbă. Toți în Ecclesiastul aveau barbă. De la patriarh până la apostol, toți aveau barbă. Însuși Domnul Hristos, spune că i-au smuls barba. De ce smulși dacă n-avea barbă? Romanii au practicat bărbierirea. Și de acolo s-au schimbat culturile în timp. Acum, care este situația actualmente? Eu spuneam aseară că să nu fim ispită nici pentru iudei, nici pentru greci, nici pentru Biserica lui Dumnezeu. Când într-o biserică există o unanimitate sau uniformitate în încredințări, și aici noi toți suntem de acord că nu vrem în biserică să fie barbă, nu suntem de acord, atunci ne supunem rânduielii bisericii. Rânduiala aceasta ar putea să fie, dacă vreți, mai îngustă decât a zis Biblia, întrucât încredințările permit așa ceva. Cum ziceam, el noi nu pot lărgi calea, dar ar putea anumite aspecte să fie mai înguste. Noi nu purtăm niciodată mânecă scurtă. N-ai lege biblică. Dar unul spune că așa vrem să facem noi. Și dacă noi toți suntem de acord, noi ne supunem acestei rânduieli. De bunăvoie, de dragul lui Hristos și a Bisericii Domnului. Ar mai fi de spus care sunt influențele care duc la așa ceva. Ca de exemplu, dacă nu știu care homosexual poartă barbă, nu știu ce fel, ți-ți place așa modă, mă întreb, sursa aia e divină, e de la Domnul? Sau care e motivul pentru care ți-o lasă, ți-o faci în felul în care ți-o faci? Aici discuția este mult mai variată. Dar ne întoarcem înapoi, unde Biblia nu dă legi, noi să fim foarte atenți și precauți. În schimb, dacă biserica are o rânduială, respectăm rânduiala bisericii în privința aceasta. Acum, la capitolul acesta v-am spus, actul sexual nu este păcătos. Noi aici transpunem din Vechiul Testament anumite texte și le luăm în Noul Testament. Eu am o mare problemă cu aceasta și vă spun de ce. De ce suntem parțiali? De exemplu, un subiect iară care este foarte delicat. Vă spun într-o biserică conservatoare, cum și noi suntem la Kitchener, să predici Roman 14 e foarte greu. Să predici anumite aspecte acestea e foarte greu pentru că avem tipare care noi ni le-am făcut. Și vă spun sincer, pentru unii care suntem conservatori, ni mai greu să acceptăm o libertate biblică care Biblia ți-o dă decât să nu acceptăm, pentru că așa suntem noi ca și oameni. Dar, în schimb, Biblia rămâne în picioare întotdeauna. Și revin, să nu ne băgăm noi să facem ceea ce Dumnezeu n-a făcut. Acum, în Vechiul Testament erau trei tipologii în lege. Legea este un tot unitar, dar acum, analizându-le foarte atenți, ne dăm seama exact ce spunea în Noul Testament. Există legea morală care rămâne în picioare cât vor ține viacurile, că ea emană din Dumnezeu. Să nu minți, să nu furi, să nu curvești, astea sunt legi morale. Și acestea noi le împlinim prin Duhul Sfânt. Noi nu le urmăm după literă. Ele prin Duhul Sfânt care acționează noi ne sfințește să le împlinim. Există legi ceremoniale, adică ritualuri, spălături care sunt puse pentru pregătirea oamenilor să stea înainte lui Dumnezeu. Toate aceste legi ceremoniale s-au împlinit în jertfa Domnului Iisus Hristos. De aceea noi nu mai aducem miei, turturele și jertfe la biserică, pentru că Hristos a fost jertfit ca mielul nostru de Paște. Și apare ultima parte, legi civile. Vă dau un exemplu de lege. Și acum poate să îndrăzneți un pic, dar e în Biblie, sau nu e, e în Sfânta Scriptură. Zicea Domnul, dacă tu crești în Deuteronom, să ai cu tine o lopată cu care să-ți îngropi murdăriile. Nu. Asta scrie în lege, în Biblie. Și acum eu întreb frații care au casă, cu baie, cu WC-uri faine, cu de toate, de ce n-aveți lopățică? E în lege. E în lege. De ce alegeți una și pe alta nu? Legea este un tot unitar, dragii mei. Dar dacă nu segmentăm corect aceste elemente, riscăm să ne încurcăm. Și atunci, noi împlinim legea prin contextul moral în Duhul Sfânt, ceremonial în Hristos a fost toate aceste jertfe acoperite, El ne sfințește. Nu putem noi să ne facem curați, El ne-a sfințit. Și pentru că El ne-a sfințit, noi continuăm să trăim în sfințire. Deci cine arnă, deci aceasta se curăță și el, continuă să trăiască curat în fața lui Dumnezeu. Ca aceste legi civile
să nu se mai aplice nouă. Erau într-un context concret a evreilor din vremea aceea. Noi avem legile statului în care noi trăim la ora actuală. Ele dictează cum ne facem casa, cât de adâncă e fundația. Alea nu mai vin din Deuteronom. Sunt legile statului actual. Și atunci, sunt unii care le place să ia o lege din Vechiul Testament și să o aplice. Și atunci zic, așa este în lege. Și eu mă duc până la capăt, dacă așa este în lege, cu un număr de zile și câte altele. Unde-i turtureaua? Unde-i mielul? Unde-i berbecul? Vino până la capăt cu legea. Păi nu, păi frate, Hristos a murit. Și dacă a murit Hristos, ce faci reîntorcând înapoi la aceleași ritualuri? Și atunci, în contextul conjugal, nu există clauză pentru a stopa actul conjugal. Nu este Noul Testament. Nu uitați, apostolii au scris, de obicei, pentru cei care au între neamuri. Ăștia cei mai mult aveau nevoie ca să fie educați, că n-aveau conceptul cultural iudaic. Ei nu erau învățați în ritualuri. Și atunci, ce să faci cu oamenii ăștia? Să le fi spus Pavel un număr de zile, un număr de așa? Nu le-a zis, pentru că nou legământ nu apar, dragii mei. Acum, ce se întâmplă? V-am citat din 1 Corinteni 7:5-6. Pavel spune, e adevărat, pentru cugetul vostru, dacă vreți să aveți un timp de apropiere de Domnul, se permite, cu bunăvoială, pentru un timp limitat și apoi din nou la împreunare. Aceasta nu este o lege, este o îngăduință. Și aici dacă citești spune așa, uite, mâine vom sta într-o zi de post. Și normal, zice eu, că într-o zi de post, când ne oprim, și ascultă-mă bine, ziua de post nu e cură de slăbire. Noi așa am făcut-o, e cură de slăbire. Nu mâncăm, nu bem, dar râdem, țipăm, ascultăm muzică și multe altele. În ziua de post pui pauză la tot, tot. Afar de faptul că mergi la lucru, care e o necesitate absolută, nu te uiți nici la știri, nu citești nici ziarul, nu faci nimic altceva decât te rogi, citești din Biblie, stai în meditație cu Domnul. E o zi de smerenie. Și în ziua aia, mi se pare cam interesant, acum te și înveselești, trupește, când tu ești într-o zi de smerenie. Deci face sens contextul. Și Pavel spune, dacă noi suntem de acord că mâine luăm o zi de post, amândoi suntem de acord, limităm la ziua aceasta, ziua aceea o consacrăm Domnului. Dar avem și înfrânare, dragii mei, că nu suntem animale, iertați-mă îndrăzneala, suntem oameni raționali. Deci înfrânare. Ce se întâmplă? Cu privire la cina Domnului, era o mentalitate că trei zile înainte și după, sau cel puțin înainte, era obligatoriu, că nu-i voie împreunare. De unde vine? Sunt două pasaje în Vechiul Testament care au fost aplicate, dar nu sunt în Noul Testament. În Exod, capitolul 19, Dumnezeu avea să vorbească poporului la muntele Sinai. Și printre reglementările care sunt, inclusiv niciun animal să nu se apropie de munte și altele, Domnul spunea, niciun bărbat să nu se atingă de femeie timp de trei zile. Și motivul era ca să înțeleagă oamenii cât de sfânt este Dumnezeu. Într-un context în care nu aveau ce avem noi azi ca plinitate Duhului Sfânt. Noi azi în Hristos am înțeles prețul suprem și Duhul Sfânt ne învață toate lucrurile. Ei, asta era o dată. A doua oară când apare această situație, David este pe fugă cu bărbații săi, cu soldații săi. Ajung într-un context, înțeles cu un preot și spune astfel, dă-ne mâncare că suntem haiduci fugiți și ne este foame. Și preotul spune, n-am decât pâinile sfințite puse înainte și nu ți le pot da pentru că sunt numai pentru cei sfinți. Și David acum invocă, ca să-și argumenteze sfințenia, noi suntem curați, bărbații mei nu s-au atins de femei. Ca să dovedească că ar fi curați, pentru că revin în Vechiul Testament, în lege scrie, dacă un bărbat cu femeia se împreună, este considerat o necurăție, cu toate că nu era un păcat. Ei vor fi necurați până seara, să se scalde. Deci, de unde vin legile astea, dragii mei? Inclusiv cu cele de la menstruație și altele. Era un context în care igiena nu era ca astăzi. Și așa de înțelept e Dumnezeu, că oamenii ăștia nu puteau înțelege ce însemna contextul medical și igienic. Și Dumnezeu le-a dat legi deosebite să-i diferențieze, să-i țină în viață. Că de era o scurgere după tine. Murea o tabără întreagă de la o infecție. În vremea aceea, în căldură afară, n-aveai tu nici aspecte de igienă și multe altele. Asta a însemnat. Și acum ne întoarcem la Noul Testament. Aceste provizii nu apar. Și atunci ziceau frații așa, când venim la cina Domnului, ne sfințim. Eu aș merge mai departe. Ne sfințim în fiecare zi, dragii mei. Eu nu sunt de acord cu trei zile înainte și după să te sfinți. Și ce, mă, în 27 zile poți să înjur, să bat, să zbier? Cum e? Numai trei zile să-mi smâși cu minte. Fiți sfinți în toată purtarea voastră.
Dar eu sunt de acord că actul este un act extrem de delicat și de sfânt. Și dacă îl desacralizăm, venim la cina Domnului ca și cum mergem la McDonald's, e o mare problemă. Și atunci vă spuneam așa, când venim la cina Domnului, ne apropiem de Domnul mai aparte și bătrânii știau că se luau 3 zile de post necurmat. Așa practicau frații. Eu zic, dacă iei 3 zile de post necurmat, mă gândesc că nu-ți arde și de alte jocuri pe lângă 3 zile de post necurmat. Și atunci o rămas oarecum regula pentru cina Domnului. Dar realmente vorbind după Noul Testament, în 1 Corinteni 11, Pavel descrie cel mai concret doctrina cinei Domnului. Nu apare această provizie. Care ar fi sfatul pastoral? Sfințiți pe Domnul în inimile dumneavoastră. Este normal să ne apropiem de Domnul și cu Duhul, și cu sufletul, și cu trupul nostru. Și acum când ne apropiem de cina Domnului, ca să sfințim actul, știți că la cine s-au vindecat oameni? Nu există, revin, în teologia biblică nu apare chestia că atunci când cina te vindeci, nu apare. Că s-au atins de Domnul, s-au vindecat și noi spunem e trupul Domnului, e adevărat. Dar realmente vorbind, Pavel nu ancorează doctrina vindecării la cina Domnului. Și totuși oamenii s-au vindecat la cina Domnului, pentru că este trupul Domnului. Și atunci, pentru că este un moment așa de solemn, ar fi normal să avem și noi un moment de apropiere de Domnul în care conștientizăm, mergem la cina Domnului, mai atenți prin casă, cu vorba, cu glumele, cu discuțiile, un moment de apropiere în care noi ne punem în minte, băi, nu e un act de joacă, e un act sfânt, nu ne jucăm cu așa ceva, e un moment solemn. Și atunci eu cred că e normal să fie și un moment în care noi stăm înaintea Domnului. Câte zile? Asta ține, sau cât timp, asta ține de cugetul dumneavoastră. Poate unii au un cuget mai fin, necesită mai mult timp, alții mai puțin. În final, respectați-vă cugetul și sfințiți pe Domnul în inima dumneavoastră.